aniversăm astăzi 30 de ani de independență, ani în care Republica Moldova a înfruntat dificultăți și a rezistat provocărilor. Apărarea independenței Republicii Moldova a marcat enorm Ministerul Afacerilor Interne. Colegii noștri au mers în câmpul de luptă și, din păcate, nu s-au mai întors. În semn de recunoștință pentru devotamentul și sacrificiul lor, se depun flori la plăcile comemorative din incinta instituției. Vreau să le adresez astăzi felicitări cetățenilor Republicii Moldova, dar și colegilor mei aflați la datorie, care zilnic sunt implicați în asigurarea menținerii ordinii publice și a securității cetățenilor țării noastre. Am și un mesaj de profund respect și mulțumire către veterani, acești oameni curajoși care au luptat cu arma în mână și au apărat independența pe care astăzi o celebrăm. Mă aplec cu apreciere și recunoștință în fața celor care și-au sacrificat viața pentru ca noi astăzi să trăim într-o țară liberă și independentă. Știu că avem puterea să lucrăm împreună. Știu că putem să tindem împreună pentru ca Moldova noastră să poată fi mai dezvoltată, mai stabilă, mai sigură și mai prosperă.